slowly, slowly, reaching out for you to hold me, hold me. Keep on blinking at the moon, know that I'll be there real soon. And it's a lonely, lonely world now, but it's only, only right now. Don't you understand, my dear? Hold on, the end is near. There is nothing left to hide when you're helpless, waiting to collide.
Salut! Bine ați revenit la un nou set. Avem ultimul set din grupe. Pantera vs. Firescream, Best of 3. Pantera de sivuri pentru Firescream. Deci Pantera și-a luat Slavs. Și avem Koreans pentru Firescream. Se vede. Da, ok. Bun, îl avem partea de atât. Pantera joacă în roșu cu Slavs. Iar în partea stângă îl avem pe Firescream, joacă în albastru cu Civil Koreans. Blackberries, 4 gold, 4 stone. Și celălalt stone. O să fie greu pentru Firescream dacă vrea să ducă pe War Wagons, cel puțin inițial. Deci face Pantera. Blackberries, Blackstone și Ford Golds. Acesta este ultimul set din grupe, deci după ce se termină o să știm exact care vor fi grupele pentru team game, care vor fi echipele pentru team game. Să fiu mai atent la lor. Tot în order pentru Pantera. Să vedem lorul lui Firescream. Pantera face scouts, nu? Da. Adaugă și future. Ba da, arată scouts până acum. Scout build, în timp ce Firescream arată... Arată că face metal. Dăm porc cu TC-ul. Nice. Nu prea sunt de acord cu casele astea. Îți blochezi stone-ul. Ai doar două tile-uri de acces. Dar dacă nu vrea să ia stone prea curând, e ok. Bun, suntem live. Ce vedem scouting-ul? Sper și-a găsit cam toată baza. Da, voleu. Dezastru. M-am uitat tezar la timp. Pierdă villager la porc. Pantera se oalează. Să vedem și scouting-ul lui Pantera. Wow, ok. Un pic am prea mult scouting la baza lui. N-ai nevoie să vezi jumătate de hartă, dar... Ok. O să-și găsească și inamicul la un moment dat. Se duce în direcția bună. 21 pop de la Pantera. Avem 21 pop și de la Firescream. Poate să pierd un villager acolo, fără lom. Da,
Da, poate dacă l-a ajutat villagerul de lângă mai devreme. Sta dat click pe, pe palisadul ăsta, dat click pe... pe scout. Un villager în spate pentru Farscan, chiar dacă a pierdut 2. Dar Pantera este un pic mai... mai în față la uptime, deci da, sunt 2 villageri diferenți în momentul ăsta. Ziduri largi de la Pantera, da, foarte largi. Cum vreau să o aleze, dar... Prikazanie? Da, o să aibă mult de investit. Găsește pantura un... o oaie de la... de la Firescream, dar nu o mută. Firescream se, se o aleze la un line destul de larg. Sunt că nu vrea să... să primească damage de la scout și de la archers. Destul de drăguț să le dau, poate să retrag în caz de ceva. Stabil instant de la Pantera. Și dacă am uiat-o cam duri ce să facă mai repede, dar e perfect. Double beat. Și fire mănâncă TCU. Noroc că Pantera nu prea iate. Ba da, e suficient. Bine, dăm pe scout. Contra un villager de la ziduri. Ajută. Da, ambii au dat ambele upgrades. De economie. Și Firescream face, face straight archers. Ha? Pantera face Spearman? Așa de bine i-a dat scout, a văzut stable, a văzut ceva, nu a văzut nimic. What? Face Spearman. Face Spearman contra Archers. Ups. Firescream in-house, urât de tot. Și a revenit. A făcut aici cred că o casă. E aproape full ori Pantera, mai are un pic de muncă în laterale. Ați gătovă. Doi villageri în față. Nu prea produce Firescream, mai cum să ai doar pe ca și momentul ăsta. Destul de încet. I-a dat timp lui Pantera să facă full world și e mai greu să intri cu arcași. N-are nici măcar mai mult arc să spargă. O să are flici în play. Hai să vedem ce poate să dea. Ce damage poate să dea. Draftul. Da. Da. Full walls în Pantera. Da, Spearmen i-au umărât un scout. Au obținut și un pic de valoare. Rage defensiv de la Pantera. Vrea să... vrea să facă skirmisheri. Vedem, iau un villager acolo. Nu, nu e atent. N-a avut cel mai clean micro. Se duce pe gol Pantera. Iar e firehouse. Iar e house. Jumbi. Full walls. Pantera. Nu vă nici gaur pe niciunde. Eu scad. 3 villager în față acum.
ce am uite și fără să facă Archers. Are 3 în bază și 4 în bază și 3 forță. Will pe rău de la fire. Skirmisherii Archers cu armură și fletching. Dar trebuie să moară fără ce problem. Wilburul de la Firestream. Ce ziduri? Pierde bantele scout-ul. Ce se arată chat-ul? Da, păi nici nu mă așteptam să... Nici nu mă așteptam să mai fac stream, dar... Dacă băieții se hotărăsc pe un ultimul moment... Suntem aici? Nu contează. Stream neanunțat. Detalii. Jumbi. Tegi. 4 skirmisher fără upgrades contra 7 archers cu armură și atac. Se vede. Recap de la Pantera. N-a investit foarte mult în armii. Și cu toate astea n-a primit deloc damage. Deci, acum arată bine. Prikazanie? Da. 2 vilcer. Jumbi? 2 vilcer în față de la first kill? Pune siege fort? Dar de ce 3? Click capture la fire. 22%. Prikazanie? Și-a luat fletching și armura acum pe skirms. Nu, continuă să facă skirms. N-a trebuit să bată fire. Are doar de pierdut dacă se bate. Trece să prin skirmisher, pierdut de archers. Jumbi, tegi. Aproape 3. Avem switch pe knights de la pantera sau? Nu, doar adăugă knights. Încă face skirmisher, cred. Trebuie să las farm totuși. Ajută. Vedem celălalt de la tesit la Pantera. Și crossbow și botkin pentru fire scream. Adăugă și alte tesiuri. Încă nu. Da, double stable acum. De la Pantera. Double stable, triple tesis. Nu știu dacă își permite. N-are cum cu 16 pe foot. Trebuie câte 6 pe TC's, 6 pe foot și pentru stables. Ești destul de mult. Cred că sunt perioade slav, dar nu mai trebuie să-și poată permite. Cred că o să renunță la produse, dar mai trebuie mai mult și să fac mai mult în ce funcție de situație. Face TC-ul ăsta, își protejează gold și woodlines. Asta la fel, l-am pus pe gold. Aia te vin și eu pentru Pantera. Firescript pune
Frun verzi. Poate să dea ballistics. Da. Avem botkin pentru Antara și Knight-ul sunt cu plus 1 plus 1. Da, vașam uslugam. Uite, dăm tot în palisada asta mai slăbită dinainte și într-un bază cu 10 crossbows. Se întoarce cu skirmisheri. Aici e gaurul la fire. Da? Da, e gaurul. Da, e de la economie totuși. Poze-o cu balistic în bază. Nu ai urât. Da, ce se întâmplă aici e mai tragic. Dacă arăt de Elger. Elis Skirmisher upgrade. Să vedem dacă se bate înainte de Skirmisher upgrade, ar trebui. Da, trebuie să curăță fără probleme. Și ceva damage ai de la Eco. Se duce pe Stone Pantera. Se dă încă fața Knight-ii, nu, s-au retras Knight-ii din bază. 44 de Vulture Pantera, 40 Firescream. Mai ia 2 Vulture? Bun, Micro. Mai ia 4 de Vulture. Se calează treaba. Pierde însă Firescream armata. Adaugă și la cu cel de-al doilea TC. Se pare că Pantera are Wilbur. Da, are Wilbur Pantera. Era Wilbur-ul și Firescream. Foarte mult food la fire. 3 rangeri. Trebuie să mă apuc asta la fire. L-aș fi pus mai încolo cu 2 tile-uri. Oricum poate să intre primul time prin copaci ăștia. Așa să poți să iei ult și de pe partea asta. E un pic blocat acolo. Ok, se gândește la im. Pune mănăstire. Universitatea are deja. Îmi mai trebuie ceva în gold. ATC-s de la Pantera. Continuare. Două TC-uri pentru fire? Da, două TC-uri. Da, și avem într-adevăr click up la fire. Și se duce în față cu armata. Nu știu dacă e de foarte bună. Pantera ia început să ia relics. Al treia TC de la fire. Două religii pentru Pantera, se duce să ia și pe cea de-a treia. Da, nu-mi place că se duce în față Firescream. Înainte de imp upgrade, se duce deja la jumate către imp, ar trebui să fii mai răbdător. Că dacă își merge armata asta, o să fie din ce în ce mai greu. Da, se bate înainte de imp. Hai să vedem.
9 knights la Pantera cu... plus 1 plus 1. Capăt Skirmisher acolo, fire, ok. Pune Pantera castelul mai defensiv. Hai că nu era, ar trebui să... De fapt nu, o să facă dive. Când vede imp, ar trebui să facă dive Pantera și pierde armata. Fire. N-are plus 2 totuși pe aia. Oh, mai cod de la fire. Curat tot acolo fire. Wow, ok. Dintr-o dată e în avantaj. Bun, bun. Se vede. O să nu-i pierd la castel. Deci mult relics. Wow, ok. Im și de la Pantera și Pantera are castel. Fire încă nu are castel, nici Villager cu Stone. 66 de Villager pentru Pantera, 63 Fire. De-abia acum își permite Bracer. Și au deja Arbalest, Fire. Și al patrulea tisi pentru Pantera. Dead Monk. Stai în tisi? Nu, stai în tisi. Oricum ajungea imp chiar dacă era și asta. Are ceva armi și acasă, fire. Da, cum castel de la Pantera. Trebuie să arate în ce în ce mai bine. Boiați chiar. Are ceva boieri. Da, ar trebui să curețe Pantera. Arată binișor. Armatorul fire este acasă, își mută linia. Pierde... Pierde TC-ul ăsta? Da. Mai pierde ceva Arbus la... la castel? Da, zice băieți, trebuie să fie de ajuns. Destule pasiv și cu tării totuși. Să dăm 95 de Villager pentru Fire, 84 Pantera. Putea să curățe Pantera, nu știu ce nu atacă. Ah, ok, așteaptă Elite Boyars. Între timp dă și Fire Tamring. Peggy. Să vedem un mango nu-l shot din Zeljusha Postman. Că
să scurze toți alpsi, dacă nu este atent în tera. Dacă nu este atent pe fire skin, hai să vedem. Po, a fost instant că este steguleț pe Sigur Shop. Delete! Nu, delete! Așa. Nice! Am mai scăpat din numere, se duce acum cu băiar să curățe. Băiar, 8 armor, 10 armor și 5. Wow! Ăștia sunt tankuri. Switch pentru Hearthstream, pune Stables. Producție de băiar din două castele pentru Panthera. Panthera are 4 relics, destul de expuse, dar are 4 relics. Vedem gold-ul, 2600 gold, 42 de gold pentru Panthera. Băiară în Guild Star Wallet? Why not? Yeah. Ultimul atac pentru băiară. Cred că 3-3 vil sunt eu. Da, și a rezolvat. Ia scos pătați, fire. Super slow, 23 de villager. Apoi de husar pentru fire. Problema face villager nu si pantera, are 106 villager, fire scrum 123. Treadmill crane, ok. Pe asta îl vezi mai rar. Se construiesc un pic mai repede clădirile. Posturi lateral de la fire, avem niște case pe aici. Pick the map control. Yeah. Traps de la Pantera și Captura. Hai să vedem. 52 de băieri. Măcar acum atacă și el. Pierde Pantera relics. Și le ia instant înapoi. Reface mănăstirea. Da, se pare că o să avem bătălia finală. Trebuie de la Pantera pe castel. Apărate de Elite Boyers cu full upgrades. Ok, dau pușa totuși. Arbs. Thank you.
totuși castela cu un Sauron pentru Pantera. Da. O să pierd tot. Cum mai trebuie totuși? A ieșit din situație, dar din nou Sauron cu Pantera. A dobor castelul. Da. Cam asta a fost. Ce QR Pantera? Pare că știe să joace slot. Nu mai pot fi oprit un motor ăsta, are 56 garni la 3. Chiar să-l drop cu bună poziția asta pe deal, GG, da? Foarte bine jucat de la Pantera. GG și pentru Fire. A fost primul nib, dar nu prea putut să dea damage mult, s-a apărat bine Pantera cu Sis și castele. Bun, unul s-a rău Pantera. Indian versus Sans, I like it. Cu toate că Hans. Chiar dacă n-au e case, dar sunt destul de versatile, să zic așa. Da, poți să câștige Fire cu Hans. Adevărat că am foarte multe variante sunt de cavalerie pentru Hans. Și Indians ar trebui să dea counter, dar... Ok, au început. Un minut spec delay. Să din startă cu Hans pentru Firescream. Am Rmendu. Destul de rapid și-a găsit tu. Începe să... Bipin ban. Începe să aibă food. Da, arată bine. Bun. Am în partea stângă pe Firescream. Joacă în albastru cu Hans. Iar în partea dată la pe Pantera, joacă în roșu cu Indians. În hărțile, pe gold, pe stone,
pentru Pantera 4 gold și 4 berries. Să vedem, poate se o lasă cumva cu TCU și a trebuit să aibă un zi destul de micuț. Dacă vrea să cuprindă și berries e mai complicat. Un Heartily Fire. Ok, Blackberries. Gold-ul un lateral. Și cam atât. Îl găsește două, e mare încă două pe care trebuie să le găsească. Nu mai sunt sigur care e Dahans. Nu mai știu cum a mers în setul tău cu noi Dahans. De curios. Un pic ai de-al dam pentru Pantera. Se joacă locul 1 și 2? Paf. Habar n-am, stai să mă uit. Nu știu pe ce loc sunt băieții. Nu știu cum se joacă ultimul set, dar nu știu exact locurile. Bun. Deci Fire Scream are... Ha? Deci Fire Scream are 4 puncte. Pantera are 2. Da, dacă câștigă Pantera, o să aibă 4 și TB peste Fire Scream. Corect. Da, locul 1 și 2. Victorile contează. Da, e ciudat. Un pic. Interesant, deci o să luăm în echipă pe Fire Scream sau pe Pantera. M-aș atâta la Holiship să fiu locul 1 și, sau 2, sincer. Namaste. Un pic dezamăgit. Tu conectare o să fie funny. Aoleu, rip. Totuși, îl aveți pe Zoolander. Așa că o să aveți map hacks. Pentru că sponsorul meu are map hacks. Dead Scout pentru Pantera a făcut dodge la primele la primele săgeți, dar după aia s-a pus pe Stengrau lângă TC. F Click up 20 pop. Nu-mi place baraca asta de niciun fel, dar ok. 20 pop pentru Fire Scream. 21 pop pentru Pantera. Da, îmi place descrierea de Manitrans contra Scouts-ul. Deci o să fie... Nectarie, Zoolander, Brutal și mai cine? Cred că de la grupa mea o să fie Grăson, nu? Sau Alexander, cine aveți pe Grăson, parcă? Alexandru, Bog. Înseamnă că Saps, Gărsun, o să fie cealaltă echipă.
Da, vorbim de la fire screen. Încă este deschis în partea asta. Salut. Long time no see. Kappa. Credeam că iau și o poză, dar nu mă lasă băieții ăștia. Seturi peste seturi. De-abia am apucat să mănânc. Pierde un villager? Nu, no, se pierde. Bun, pierde pe tu fire scout. Ok, a schimbat poziția de atac pantera. Putea să intre pe aici. Dar a schimbat poziția și se duce pe partea unde e o alat. Eu băgat pe pizza de la maestro. E reducer pe Taz. Să ai poftă, domnule. Sau mă rog. Să-ți fie bine dacă ai terminat. Am mai dat upgrade-ul de mână turns pantera. Archer range follow-up de la Inkins. Se dă fight, ar trebui să curățe fire scream. Omul și-a dead. Ok, da, o să-ți dau. Uite, micro de la fire. Și poți trebuie toți, toți cauți în viață. Nu și-a pierdut ceva hospet, da? E ok? Nu înțeleg ce un termozidul ăsta, totuși. Dacă tot l-a pus. Sigurez cu 3 villager pentru am. Și vin scouții de la fire scream direct în spearman. Pierde 1. Quick call. Quick call. The scouts are coming, quick. A lăsat o gaură. Dezastru. Glumesc, sunt scouts la push. Pe mă trebuie să lăsați foarte mult damage. Eventual ceva villager la push pe cum ar fi cei trei de aici. Dar sunt sub DC, deci e destul de greu să le dai sniper. Dacă nu te numești Hera sau Nectarie. Așa nu. Full world. Fire screen, mă adaugă și range. Amor Mindu, Zahăr. Zahăr? Pitim ban, Amor Mindu. Namaste. 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 Ha, adesh? Mă tăiar. Ha. Namaste. Namaste. Perfect, the castle is waiting. Da, pass it up. Acum click up to castle. Mai dau cu un rage. Poate o să vedem CA de la Hans. Pantera adaugă și el un stable. Nice matchup? Da, team, nice. Ea totuși, Hans are Hans. Așa că să vedem. Două Archer Range Blacksmith pentru Fire Scream. Double Stables pentru Pantera. Ambele save-uri au șanse egale.
Păi atunci nu prea cu mare treabă. Dacă la Sivuin cap îi dai Siv de șanse egale, nu cred că a fost cea mai ok decizie, zic eu. Da, triple range deja, îi place ei. De la Fire Scream. Așa și eu am dat asta lui Vlad, dar credem că am comentat și de decizia aia tot la fel. Să-i dai asta lui Vlad e un fel de să-i dai Corinz lui Mihai. Cam așa e, oricât de slab ar fi sau oricât de, mă rog, că de ban nu e ce par fi tot. Nu-i dai unui jucător care știe exact cum să tranziționeze, care are foarte multe meciuri pe Sivul ăla. E periculos. Mai adaug un Rage Pantera, deci face cămile cu scărmișe? Nu prea are pe gold, deci nici cămile nu face. Dar 5 pe gold? Interesant. Scărmișe cu Black? Și arată CA deja. Fire Scream e primul up. Are deja Botkin și prima armură. Pune Universitate și Market. Hai să vedem ce face Pantera. Face cămile. Deocamdată. Și pune un TC aici în dreapta. Este în range la CA? Da, un pic. Îi dă un pic de idol. Mare CA acasă. Nu și forțește pe toți. Din nou, Fire Scream cu idol military. Hai că-i trebuie în față. O să avem și balistii în curând pentru CA. Husband de la Pantera. Și eu am aburțit. Doar 4 cămile pentru Pantera cu plus de armor. Hai să vedem. Mai pro. Arată bine pentru Fire Siege Ford. Nice. Pătuțe constantă de CA. Face ce văd. Quantis în continuare. Pantera este un pic idle. Acum face Ulger. Armată nu prea. Face de aici, facem mângundele. Bună traducție lui Flyer, se vede că știe să joace Hines. A scos mai tot timpul din rangeri. Pic prea mult food, dar e ok. Hai, vedem fight-ul, ok. 10 cămile pentru Pantera. Alea alergă bine, aia. Ce mai cro? Dar pierde ce HP. Poate a făcut dive prea mult să intre în balză, aia. Se cam ducă miile totuși. Ar trebui să câștige că o să fie în ce mai greu de omor că miile cu mai puține numere. Da. Câștigă bătălia Pantera. Dar deja mai are în față Fire Scream.
destul de greu să dai damage cu CA. Eventual să cauți pe la woodlines din afară mai mult. Asta merită să faci dive. Că nu mai e loc să faci micro, să faci hit and run. Să vină și thundering pentru CA. Adaugă range-ul cu numărul 4. Dacă reușiți să stai jos Archie range, Camilul le așteaptă să atace Mangonela. Vedem fight-ul, e atent, Archie. Nu, pierde Mangonela gratis aproape. Și se duc Camilele la contraatac. Îți place Camile. Ce dai eu la TC? Hai să vedem. 53 de vege la 46. Crează ceva idle time. Dar trebuie să tear toate camilele. Nu avea blood la Inspire Scream. Pierde Camilele și nu a dat 50 de damage. Thumbring pentru CA ajută mult. Sir George au defensiv pentru Pantera. Second TC pentru Farscream la Wood și Gold. Mai ia 2 Villager Farscream. Pantera este în față, 59 de Villager la 46. Dar nu mai are armi, 26 armi la 1 pentru Farscream. Pune un castel acolo, that's a doubt. Da. GG. Se pare că avem 1-1. Posease Pantera pe celelalte la TC, a ratat asta, la each of the map. Dar își protejează bine Gold aici, e ok TC-ul. Să căutăm și ultimul match din acest set și din faza grupurilor din acest turneu. Ok, sunt în lobby. De fapt, dacă iese 2-1, nu știu cum se va lua. Corect. Să ne mai uităm o dată. Să ne mai uităm o dată peste grupe. Deci și Firescream are 2 win-uri deja. Dacă au... Deci are 0 lose. What? I-am bătut pe Pantera, Pantera pe Holy, iar Holy pe mine. Ah, ok. Dar cred că contează foarte mult să ai două win-uri. Dacă ai două win-uri e mai ok, dar așa. Fire ar avea 6. De ce să aibă 6? Da, are 4 puncte acum, plus 2 dacă câștigă cu 2-1, o să aibă 6. Iar Pantera o să aibă 3. Pantera o să aibă 3 dacă o să fie 2-1 pentru Fire. Și are TB cu Holy Ship.
Așa se calculează. Asta e de-o patra cu Holyship. Da, are tâmpul cu Holyship Pantera. Deci Pantera este pe 2. Deci în situația în care Firescream câștigă, Firescream 1, Pantera 2, Holyship 3 și Brutal 4. În situația în care Pantera ar câștiga, Pantera ar avea 4 puncte, câștigă cu 2-1, și Firescream ar avea 5. Nu? Se pune punct că a luat un meci. Deci, Firescream pe primul loc. Pantera pe 2, nu? TB tiebreak, înseamnă TB, adică ai câștigat versus un adversar cu același număr de puncte. Dacă ai câștigat versus un adversar cu același număr de puncte, tu ai avantaj, tu ești în fața lui. De asta tu, Holyship, în momentul ăsta are TB față de tine. Pentru că Holyship versus Brutal, uite, te-ai bătut cu 2-1. Are sens acum? Eu zic că Firescream este pe locul 1. Și dacă pierde cu Pantera. Pentru că are deja 4 puncte. Și dacă pierde cu 2-1, se pune și lui 1 pe 1, nu? Și o să aibă 5. Nu? De exemplu, uite, cum Holyship are un singur win și are 3 puncte. Ar trebui să aibă 2, nu? I se mai pus un punct de la 2-1. Uite, 2-1 cu Pantera. De aici are celălalt punct. Până la 3. Deci da. Firescream e pe primul loc. După calculele mele, nu știu. Vedem mai exact. Au început. Se vede, da? N-am uitat să schimb overlay. Eu am uitat să pun score, ok. Tot am uitat ceva. Imediat să rezolvăm. Avem 1-1. Bun. Deci. Avem în partea stângă pe Firescream, joacă în pastă cu Burmese. Iar în partea dreaptă îl avem pe Pantera, joacă în roșu cu Aztecs. Sunt hărțile. Blackberries pentru Pantera. 4 gold, 4 stone. Încă un 4 gold. Woodlines. L-are pe ăsta și pe ăsta. În rest, aici nu prea vedem outline. Mai mult un crater. Asta nu poate fi numit outline tot la fel. Poate și pe ăsta, eventual, pentru late game, dar nu prea văd unde poate să pună TC. Sunt doar 3 tile-uri aici, ceea ce înseamnă că nu poate să pună TC. Pe niciunde pe lângă outline ăsta nu poate să pună TC, eventual aici. Deci destul de aiurea. Hai să vedem harta lui Firescream. Wow, ce woodline, vis. Și ăsta lângă. Două case aici și ești full world într-o parte a hărții. Vis. Bine, pe aici bate vântul. Hai să vedem, are back main gold. Berries la baza unui drag, deci nu e ideal. Și cam atât, măcar are gol. Să fim atenți să nu mai ratăm un villager loss la porci. Pierde oaia un pic în afara TC-ului, dar nu e capăt de țară. Din nou dau cu TC un porc destul de riscant, dar se descurcă.
Pantera destul de vreme cu, cu scout-ul. Oare caută să dea lane? No, nu cred. Bine că a văzut casa asta, măcar știe unde e adversarul. Scouting destul de bun la baza lui. Un pic overkill. Fire scream își vede foarte bine baza. Da, la fel. Se duce și ăla acum în față. Fals cum i-aș lua de la porc. Nimic de făcut lane pentru Pantera. Stai strong, a, nu mai pot de cap. Le naiba de seturi. Unul după altul. N-am apucat nici să respir. Bine cum vreau, măcar am lucrat să mă pe la 4. La fel, nu mai rezistau. A, mai este așa și gata. După aia avem... avem team game. Fire scream mănâncă TC-ul. Da, ziceam. Două case aici și e full ult în partea asta. Destul de drăguț, mai ales pe o hartă atât de deschisă cum este Arabia în ultimul timp. Click up de la ambii. Fire scream dă 21 pop. Iar Pantera dă 22 pop. Deci Fire scream cu un villager în urmă. Cu toate că... ah, a pierdut un villager. What? Unde l-a pierdut? Am ratat asta? Pare că am ratat. La Eagle nu că e full HP, deci poate la porc. Minotaurus de la Pantera. Nimic nou obișnuit cu Aztex. Zituri masive. Comanțe. Trap. Pune o palită de aici. Așa, încă una aici. Hai, încă una. Așa, perfect, ți-ai blocat put lane-ul, dar pentru style points se merită. Așa, gata, uite. Nu știu ce să fac în momentul ăsta, e panicat. Țineți inamicul aproape, așa se face. Vine cu Menatarns. Fără Eagle, e mai greu să dai bloc. Range. Straight Archers de la Fire Scream. 4 Minotaurs de Aztex, ar trebui să facă reward mai repede, așa. S-au luat destul de vreme Fire Scream. Cred că mai repede ca mine s-au luat. Dar la ce hartă a apărut în partea asta, chiar se merită. Nu poate ataca. Ar putea dacă dă pe Palisade. Bun, Minotaurii lui Pantera au forțat ceva case, dar fără villager loss. Sau idle time, prea mult. Follow-up-ul lui Pantera. Deocamdată nimic de ziduri. Cred că o să pun un range la un moment dat. Că păstrează 3 pe gold.
Nu poate ataca palisa, dar ba, da, uite, deja o face. Nu, poți să ataci, poți să fii măcar un pic annoying, să forțezi niște repere dacă tot. Dar, uite că vine cu un archer și un skirmisher și... o să nu moare. Nu, n-are cum să mai scape de aici. Nu pot dădiri la palisa, deși aia. Vedem totuși că nu e cel mai ideal lucru, pentru că... e un pic ineficient outline-ul, dar... din nou, pentru style points faci orice. Aici nu știu la care timp să o aleze. O să fie aproape. Da, intră. Intră pantera pe aici. Să vedem... a, 4 arcare și fără probleme. Au dansat un pic. Fala pe lui Pantera, pune și range, face scrimișer, ok. Să o ales o fire în spate. Și când village 30 de village la 31 pentru Pantera. Ce zid mare face Pantera. Nu știu, nu se duce cu zidul ăsta în stânga. Chiar sunt curios. O dau așa pe deal, gen? Pe aici vreo mea? Foarte mare zidul și nu... cred că ar fi fost mai ok să... să o dea de aici, de la gold. Da, ok. Hai că e bine și așa. S-au întors vânătarii? Da, s-au întors vânătarii. Mai forțează ceva case? Fondul ăla e foarte aerea? Este. Pare că m-a avut doar ca și pe patrol. E bine făcea cu Milo? Da, da. Cam așa, cred că așa o și dă cu Milo până la urmă. E ok, nu. Putea să o dea mai descurgem la gol, dar... detalii. Cât timp nu se duce la aici, o dăm în partea asta, încă e ok. Mai termin Pantera, just chilling, aici am turnat. Click up de la fire, destul de bun timpul. Dar pierd armata aici, nu am nicio șansă. Fără upgrades. Cred că face tech switch, altfel nu înțeleg de ce. De ce a trimis în față fără upgrades. Da, într-adevăr, vedem tech switch și nu face cav. Să vedem dacă e elefant sau knight. Cred că knight se face. Knight de burmiezi. Are cavalier. Palme, alți bundrei. Burmiezi knight sunt ok? Da, știu că asta e, dar... pentru style points, din nou, ar merge niște elefanți. Avem map și de la Pantera. Completează zidurile. O să fie full world. Wow, deci toată... câtă investiție de la Pantera în zidurile astea? Toată partea asta, deci începând de aici și până în colțul ăsta nu are deloc wood lines. Absolut deloc. Deci cât wood investit ca să protejez un gold.
Trogă va face next fire. Intră pultoia acum. Cred că trebuie să bată, sunt doar 4 minute în care poate să-i creeze ceva probleme. Dar versus knights. A, 3 knights coroți acolo. Scărnișurii sunt în plus. Nici nu are wood în bază mult? Da, exact, atâtea investiții și nu prea e wood. Uuu, asta îmi place de la Pantera, Double Monastery și CTC. Hai să vedem o... chiar și Pikeman Switch. Interesant. Nice cu plus 1, plus 2. Okay. Conversion? Nu, asta în pantalon. Și 4 level și pentru Pantera, 38 fire scream. Trebuie să ieși. Trebuie. Cât de fervor. Nu, nu mai știu, Monk Stex. Se pare că merge mai repede Monk cu fervor, nu? Da, 15% fast track. Ok. Să vedem primul conversion. Oare la... no, not today. Alea pe nu vor eu fare. Fire vrea să spargă în partea asta. 3 monks. Trebuie să fie destul pentru defense. Să vedem. Bololo. Nimic. Cât are un barac? Aaaa, la ce te referi. A, cât are în barac? 3. Dar, 3 cu 3, pe aici în afară, cu monks, destul de mulți monks deja. Are 7 monks. Da și Sanctuary acum pentru ei. Măcar un conversion. A adăugat Lake of Fire. Delete. Da, bun delete-ul. Bun, ia să vedem. Cu Lake of Fire ăsta ia 2 monks. Primul e mort, al doilea a fugit. Naaa, nu trebuia să mai întoarcă. O mică greșeală. What the fuck? Da, nu sunt chiar invincibil la conversion. Trebuie să-l numere exact pe ăla care îți dă cu vort. Hai să vedem acum, donează nice. Bun, mai among micro acum de la Pantera. Uite cum îi atrage cu un knight către monks. Ok. Se pare că o să avem un joc drăguț. Nimic raid. Convert deja la un knight. Acum are deja knights. A trebuit să țină pikemen lângă monks ca să fie mult mai efectiv. Te-a dat confort. A omorât un singur monk.
Aola. Pantera up to imp și dă redemption, deci știu, o să fie degeaba dacă îl face. Ah, mai pierde de monks. Dar cum tu ia up to imp? 60 de villager, 30 de minute, destul de bun. 5 și pe monks, pentru fiecare tech, nu? Parcă așa e la Aztex. Și a dat vreo câteva tech-uri până acum. Moare muncul? La pikemen? Câtă valoare de la pikemen ăștia? Eagle switch? Eventual de la Pantera. Mai pune două barăci. Rămâne fără wood în bază totuși. Mare doar în partea asta. 3 TC-uri, Pantera. Cel în fire screen. 3 TC-uri și pentru el pune pe cel al patrulea. Dacă nu-l vede, fire screen e mort. Nu. Destul de moralizator să vezi inamicul nim. Mai ales când știi că a făcut o grămadă de monks. Dar, ce întâmplă? Bun. Nu joc-o până acum. Un pic overkill cu colechea, are 13 like-a. Comanțe? Mai sunt doar 7 monks pentru Pantera. But ne. Este castel? Da, castel defensiv pentru Pantera. Deocamdată nu văd nimic. Nici o tehnologie de imp care să-l ajute. Plus 2 armor, doar plus un atac pentru flask. Nu? 83 de Avenger la 79 pentru flask cream, 39 armii la 17. Ok. Cam fight-ul. Fuge de monks. O să facă dive acum pe monks. Nu? Un conversion deja. E puțin enervant că este castelul destul de aproape. Nu-i atent? Nu-i atent Pantera? Ba da, sare castel. Văd Pantera destul de solid cum am câștigat împotriva lui. Pentru că ești o bestie brutal. Asta e răspunsul. Nu știu. Dacă nici tu nu știi cum ai câștigat. Depinde foarte mult să știi, depinde și de stilul de jucători. Un anumit stil poate să fie mult mai... nu știu, mult mai pedepsitor pentru un anumit player. Unii au anumite slăbăciuni, alții au alte slăbăciuni și în funcție de stilul de jucător poate să fie mai bine sau mai rău, să zic așa. Zece like-uri, urmăresc un night.
că e început de bancă. Am jucat exact cum am jucat și cu Holy și cu Fire, am folosit mereu la Montana cu Arce, Skyrims chiar dacă mă consideră ca player. Da. Dar uite, de exemplu, Pantera nu poți să vezi că a jucat același lucru. Am văzut mai mereu altceva de la el, sincer. Bine, ca și deschidere mai mereu a făcut Manhattan, nu știu. O să avem impușit la Fire 65% deja. Și mangonele. Are și-l stun de un castel, să vedem unde-l pune. Barks on the sides. De la Pantera am ratat asta. Au posturi chiar. Partea dreaptă nu are nimic. Mai expus. Încă un castel de la Pantera. S-a răzgândit, nu l-am mai pus pe deal aici. Avem o merger upgrade. Wow, Viking cu plus 4 și se poate. Ouch. Garlands acum pentru Pantera. Ai castelul la Fire, ai 1250 stone. Și n-ai castel. Ai ajuns să nimeni n-ai castel. În același control grup și Mangunela și Knight-ii cu like-ul 4 plus 8 pe Pikemen ăștia sunt invincibili. Mă rog, exagerez, dar înțelegeți. Da, onager un pic ineficientă. Da, mor destul de greu Pikemini. Fac treaba bună, omor villager. Da, au curățat. Red Castle. Da, o să fie Red Castle pentru că poți să dai de pe deal. Hai ce folosește Monks, mi-ar place să folosesc Monks. Pierde trebuie totuși. Încă un castel de la Pantera. Da, ăsta cred că o să fie din ai. Asta ar trec de la Fire. Nu ataia clădirea, atacă villagerii. Eagles. Eagle Warrior cu armura, atac cu tot ce vrei. Da, e cam gata. GG. Câștigă Pantera 2-1. Dar așa cum am spus, ar trebui Fire să fie pe primul loc totuși. Chiar dacă are TB, are, o să aibă 5 puncte din câte știu. Și Pantera are 4. Bun. Mai să pun și ultimul scor, deci 2-1 Pantera. Să declară scorurile? Da, nu știu dacă au făcut asta. Dacă voi poți tu să vorbești că ei să fac asta.
Bun. Am ales matchup-urile după ce scria pe Reddit. Wow, ce pregătire. Gen Maya vs. Ghost. Dar că eu nu știu să joc Maya deloc. Păcat, Maya sunt top sieve. Mă rog, unul dintre top sieves. Oricum ai câștigat. Felicitări. Bun. Da, nu știu că faci tot încă o dată. Eu cred că am bala să încă zărăb, nu mai pot. GG's. Ne auzim la Team Games. Sau, mă rog, ce stream-uri să mai fie. Salut!